Cei 216 salariați din Primăria Roman, dintre care 128 membri ai Sindicatului Administrației Publice, deși sunt de acord cu revendicările celorlalți salariați din Administrația Publică Locală, nu au întrerupt lucrul în cursul zilei de astăzi. Protestul acestora s-a rezumat doar la semnarea unui tabel de sprijinire a revendicărilor salariale. Primăria Roman, pentru a participa la aceste manifestări, la cele trei forme de grevă, de oră, de zi și grevă generală, a făcut un tabel nominal prin care a cerut sprijinul tuturor membrilor de sindicat și a nemembrilor de sindicat, funcționari publici și personal contractual de primărie, pentru o participare nu activă la această grevă, practic pentru o sprijinire a acestei greve generale, dar pentru respectarea drepturilor cetățenilor din orașul Roman, noi am considerat că nu este necesar ca să încetăm total lucrul astăzi și să lucrăm normal, zi normală de lucru, dar sprijinul nostru va fi transmis Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Publică că această grevă s-a ținut prin muncă. De altfel, Sindicatul Administrației Publice Roman se află în etapa de negociere a contractului colectiv de muncă cu cei din conducerea instituției. Sindicaliștii romașcani vor de la conducerea primăriei câteva drepturi, vouchere de vacanță, tichete de masă și o majorare salarială de 25%. Alte facilități pe plan local, cum ar fi biletele de intrare în ștranț sau în bazele sportive ale primăriei, au fost deja obținute încă de anul trecut. Noi, în acest moment, suntem în negocierea contractului colectiv de muncă și a acordului colectiv de muncă, prin care solicităm, nu solicităm drepturi sau altceva decât ceea ce legea permite. Permite și este legal prin ordonanțe sau prin lege. Ce dorim noi, în afară de cele trei revendicări, adică vouchere de vacanță, sporul de hrană și 25% mărirea salariului, mai solicităm și alte facilități pe care primăria ni le poate acorda, adică niște drepturi cum, de exemplu, la fabrica de zahăr li se dă o cantitate de zahăr sau la țevi li se dă nu știu altceva. Noi dorim, printre altele, niște facilități la strand, la bazele sportive ale primăriei, care, de fapt, s-au și dat începând de anul. O parte din revendicări la Roman sunt deja cuprinse în contractul colectiv de muncă în curs de negociere. Federația Sindicatelor din Administrația Publică reușise o discuție rezonabilă la Ministerul Muncii, însă guvernul nu a aprobat în final ceea ce s-a discutat cu sindicatele centrale. În rest, aceleași facilități care toate revendicările noastre sunt cuprinse în viitorul contract colectiv și acord de muncă, care sperăm ca conducerea primăriei, respectiv domnul primar, să-l accepte. Dacă aceste revendicări, respectiv creșterea salariului cu 25%, acordarea voucherilor de vacanță, acordarea tichetelor de vacanță, se va aproba prin lege și prin ordonanță, imediat noi, primăria, va acorda aceste drepturi. Sindicaliștii din administrația publică nu sunt de acord cu discrepanțele flagrante de salarizare care există în cadrul aceluiași minister și chiar al aceleiași instituții. Aceștia consideră că nu e normal, de exemplu, ca un polițist local să primească normă de hrană, iar un salariat dintr-o primărie nu. Cred, după părerea mea, sincer, că se vor rezolva. Pentru că astfel nu se poate ca, de exemplu, în aceeași primărie cum e la noi, un polițist local să primească normă de hrană, și noi care stăm zi de zi aici, rezolvăm probleme, ne confruntăm zi de zi cu toți cetățenii, cu toate lucrurile și le rezolvăm, să nu primim aceleași drepturi. Salariații din Primăria Roman și membrii Sindicatului Administrației Publice Roman, spune Vasile Toader, vor continua să sprijine demersurile colegilor din întreaga țară, însă consideră că, din respect pentru cetățeni, nu trebuie să blocheze activitatea Administrației Publice Locale prin participarea la greva generală anunțată în sistem.